23. Întâlnire Nicolai Ternovski, expertul de control și cibernetic al lui Leonov, era singurul om care putea vorbi doctorului Ceandra cam în aceiași termeni. Altfel, creatorul principal și mentorul lui Hal nu admitea pe oricine în intimitatea sa, dar epuizarea fizică completă l-a determinat să accepte ajutorul. Rusul și indoamericanul au încheiat temporar o alianță care surprinzător mergea bine. Marea parte a încrederii se îndrepta către firea bună a lui Nicolai care era capabil să simtă când Chandra avea nevoie de el și când dorea să fie singur. Faptul că engleza vorbită de Nicolai era cea mai proastă era un lucru cu totul neimportant, de vreme ce limbajul folosit între ei era limbajul computerului de neînțeles pentru ceilalți. După o săptămână de înceată și atentă reintegrare, toate funcțiile lui Hal erau în stare normală. Era ca un om care putea să meargă să îndeplinească ordine simple, să facă treburi ușoare necalificate și să susțină conversații de nivel elementar. În termeni umani avea un coeficient de inteligență în jur de 50. Din personalitatea lui originară nu ieșise la iveală decât o umbră vagă. Era ca și somnambul, Totuși, după părerea autorizată a lui Chandra, era perfect capabil să o ducă pe Discovery de pe orbita ei apropiată de Io până la locul de întâlnire cu fratele mai mare. Perspectiva îndepărtării cu încă șapte mii de kilometri de iadul în Flăcăr de dedesubt era privită cu bucurie de toată lumea. Oricât de mică ar fi fost această distanță în termeni astronomici, ea însemna că cerul va înceta să mai fie dominat de un peisaj demn de imaginația lui Dante. Și deși nici cele mai violente erupții nu aruncaseră vreun fel de materie până în apropierea navelor, nu putea fi evitat gândul că eu era în stare oricând să încerce să stabilească un nou record. Deocamdată vizibilitatea din cabina de observație a lui Leonov era din ce în ce mai slabă datorită peliculei subțiri de sulf și mai devreme sau mai târziu, cineva tot va trebui să iasă să o curețe. Când lui Halia a fost lăsată prima dată comanda la bordul lui Discovery nu erau decât Carnau și Chandra. Era o formă de comandă strict limitată. Nu făcea altceva decât să repete programul care-i fusese introdus în memorie și să supravegheze executarea lui. La rândul lui era supravegheat de echipajul uman. În caz de inadvertențe în funcționare, urma ca ei să preia controlul imediat. Prima perioadă de ardere a motoarelor fu de 10 minute. La capătul ei, Hal raportă că Discovery intrase pe orbita de transfer. De îndată ce primiră confirmarea prin aparatura de urmărire optică și radar de pe Leonov, acesta din urmă se injectă pe aceeași traiectorie. Fu nevoie de două corecții de curs minore, apoi trei ore și 15 minute mai târziu. Ambele ajungeau fără peripeții în primul punct la Grange L1 la o altitudine de 10.500 de kilometri pe linia invizibilă care leagă centrele lui Io și Jupiter. Hal se comportase impecabil, iar Chandra dăduse dovezi clare de sentimente pur umane ca satisfacția și chiar bucuria. Dar în momentul acela gândurile tuturor erau îndreptate în altă parte. Fratele mai mare, alias ca se găsea la numai 100 de kilometri. Chiar și de la această distanță deja apărea mai mare decât luna văzută de pe pământ și zbitor de nenatural în perfecțiunea sa geometrică cu muchii drepte. Ar fi fost complet invizibil pe fondul cerului doar că norii care alergau pe cerul lui Jupiter 350.000 de kilometri mai jos îl scoteau dramatic în evidență. Tot ei produceau o iluzie care odată încercată, mintea făcea eforturi zadarnice să o mai respingă. Dat fiind că ochiul nu avea nicio posibilitate de a aprecia poziția sa exactă, fratele mai mare părea adesea o trapă căscată pe fața lui Jupiter. Nu exista niciun motiv pentru care o distanță de 100 de kilometri să fi putut fi considerată mai sigură decât 10 kilometri sau periculoasă decât 1000. Dar pentru o primă recunoaștere aceasta părea cifra cea mai acceptabilă psihologic. De aici, telescoapele de pe navă ar fi putut revela detalii de numai câțiva centimetri, numai că asemenea detalii nu existau. Fratele mai mare părea să aibă o suprafață perfect netedă ceea ce pentru un obiect despre care se putea presupune că supraviețuise milioane de ani bombardamentelor cu tot felul de corpuri cerești era de necrezut. Privindu-l prin vizorul binocularului Floydi se părea că, dacă întinde mâna, ar putea atinge suprafețele nete de cadea banos așa cum i se întâmplase cu ani în urmă pe lună. Atunci, prima dată, mâna-i fusese acoperită de mânușa costumului. Abia când monolitul Taiko fusese închis sub un clopot presurizat, îl se atinge cu mâna goală. Dar nu era nicio diferență, nu simțea că l-ar fi atins vreodată cu adevărat pe TMA1. I se păruse că vârfurile degetelor întâlniseră o barieră invizibilă care îl respingea cu atât mai mult cu cât împingea mai tare. Acum se întreba dacă și fratele mai mare va produce un efect similar. Înainte de a se apropia atât de tare, însă, trebuiau efectuate toate testele la care se puteau gândi, și rezultatele trebuiau raportate pe pământ. Erau ca niște experți în explozivi care încearcă să dezamorseze un nou tip de bombă pe care cea mai mică mișcare greșită o poate detona. Nu puteau fi siguri de nimic, nici măcar că explorările delicate ale radarelor nu vor declanșa o catastrofă inimaginabilă. În primele 24 de ore, nu făcură altceva decât observații cu ajutorul instrumentelor pasive: telescoape, camere, senzori pe toate lungimile de undă. De asemenea, Vasilii Orlov profită de ocazie ca să evalueze dimensiunile lespezii cât mai exact posibil și confirmă faimosul raport 149 până la 6 zecimale. Fratele mai mare avea exact aceeași formă ca TMA1, dar fiindcă avea o lungime de mai bine de 2 km, însemna că e de 718 ori mai mare decât micuța sa copie. Și mai era și un al doilea mister matematic. De ani de zile oamenii discutau acest raport 149. Pătratele primelor trei numere întregi. Nu era posibil ca aceasta să fie o coincidență. Acum avea un alt număr de invocat. Curând, statisticienii și experți în fizică, matematică de pe pământ se jucau fericiți cu computerele încercând să lege aceste rapoarte de constantele fundamentale în natură. Viteza luminii, raportul masei, proton-electron, constantele structurilor fine. Lor li se adaugă rapid un cor de numerologi, astrologi și mistici care aruncară în arenă înălțimea Marii Piramide. Diametrul altarului de la Stonehenge azimutul zimutul coordonatelor Nasca, latitudinea insulei Paștelui și o grămadă de alți factori din care să se poată trage concluziile cele mai uimitoare pe viitor. Nu fură câtuși de puțin descumpăniți când unul dintre cei mai cunoscuți umoriști din Washington pretinse că, după calculele sale, Lumea se sfârșise pe 31 decembrie 1999, dar oamenii fuseseră prea mahmuri ca să bage de seamă. Fratele mai mare păru să nu observe cele două nave care sosiseră în vecinătate, nici măcar atunci când ele se apucară să-l cerceteze cu raze laser sau să-l bombardeze cu șiruri de impulsuri radio care, după cum se spera, vor încuraja un ascultător atent să răspundă în același mod. După două zile chinuitoare cu aprobarea centrului de comandă navele în jumătățiră distanța. De la 50 de kilometri fața cea mai întinsă a lespezii era de patru ori mai mare decât diametrul lunii văzute de pe pământ. Impresionantă, dar nu destul de mare ca să fie copleșitoare din punct de vedere psihologic. Nu putea concura cu Jupiter, încă de 10 ori mai mare, și deja starea de spirit a expediției se schimbase de la o prudență reverențioasă la un fel de nerăbdare. Walter Carno exprimă gândul aproape unanim. Poate că fratele mai mare e dispus să mai aștepte câteva milioane de ani, dar noi am vrea să terminăm un pic mai repede.